Salutare! Bună dimineața! Sunt Cătălin Ungureanu și suntem la Bună Dimineața de Weekend, în mod firesc, logic și evident, în zi de weekend, zi de sâmbătă. Săptămâna asta s-a petrecut o seamă de lucruri, cel mai important, cu valoare simbolică și puternic sufletească, sunt cei 8 ani care au trecut de la trecerea neființă a lui Grigore Vieru, nu neființă fizică, adică vreau să spun eternitate, dar doar la nivel fizic. Și respectiv vicepreședintele Asociației Cicliștilor Amatori. Bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Cătălin! Eu când vorbeam de priviri seducătoare, da, sigur că da, luăm un loc. Da, mersi. Chiar mă gândeam să spun că aveți grijă în momentul în care surprindeți o privire de asta cu cernică, să nu fiți pe bicicletă, că s-ar putea să cădeți. Dar pe voi nimic nu v-ar fi făcut să cădeți de pe bicicletă în momentul în care ați început campania. Absolut, absolut. Am mers foarte ușor, am mers în toți acești 5 ani foarte bine. Serios, chiar are o istorie destul de consistent. Să-ți spun sincer, s-a pornit dintr-un entuziasm foarte frumos în care doi, de fapt, s-au strâns cicliști, ambii, și am mers într-o seară la în sectorul Buicani să dăm două cadouri. Și am făcut și un filmuleț. Undeva este această filmare. Ca după asta, al doilea an, zicem, hai să ne strângem deja mult mai mulți. Ne-am îmbrăcat frumos toți în costume, ne-am echipat bicicletele corespunzători, pentru că, sincer, în toți acești 5 ani, timpul a ținut cu noi. Și am mers și am dat și am dus și am bucurat oamenii cu prezența noastră. Ce vorba de campanie? Ciclomoșii. Ciclomoșul este o campanie frumoasă. M-am inspirat din Slovenia la această campanie și am zis că neapărat în Republica Moldova trebuie să apară și Moș Crăciun pe bicicletă. Da, știam că existau tot un fel de campanii caritabile cu motocicliști. Exact, acum este și ea, da, suntem, am fost și parteneri la campania lor, și ei la noi și noi la ei. De altfel, noi colaborăm foarte mult, dar simbolul nostru este bicicleta și sigur, noi pe bicicletă am mers să ducem aceste daruri. Au fost daruri pentru cei care... Cătălin, da, să-ți explic. Okay. De fapt, s-a pornit din câteva daruri foarte simbolice, uh-huh, dar omul la el gratuit venea Moș Crăciun acasă. Și pe urmă am zis că putem face o legătură cu asistența socială din Republică și să ne dea lista familiilor defavorizate cu care noi să colaborăm. Deci așa ați făcut rost de oameni. Și după asta am început să strângem mult mai multe daruri pentru aceste familii. Și anul acesta am, de fapt, dacă fac o totalizare, este anul în care am dus cele mai multe daruri, 2016-2017, pentru campania noastră încă mai durează. Noi suntem până în 25 ianuarie în campanie încă, uh-huh, dar cum ziceam și colegilor, noi nu punem punct, dar punem virgulă, pentru că vom pregăti următoarea până pe Paște. Cum vă prioritizați oamenii? Mergeți întâi la cineva, după care la altcineva? Cum decideți care e primul, care al doilea? Care vine mai aproape de traseu. Deci doar geografic, geografia, da, decide. Da. Și primul, da, mai este și regula primul venit, primul servit. Dar de fapt, noi vedem după, pentru că mergem Bălți, Sângerei, Orhei, ca să mergem într-o direcție și pe urmă ne întoarcem înapoi deja prin altă parte. Dar serile, unde stați nopțile? Stăm, ori găzduim chiar în raionul în care, pentru că oamenii sunt foarte binevoitori, uh-huh, ori venim înapoi acasă, pentru că de fapt suntem și noi cu familii, suntem cu... și noi trebuie să fim acasă și noi. Moș Crăciun trebuie să fie acasă. Brăduțul nostru, care a fost simbolul anului trecut, uh-huh, deci a fost 2015-2016, din secvențele care au parvenit pe site-urile de socializare, au venit și le ofeream la toți câte un brăduț. Uite, ți-l oferim, brăduțul anului 2015-2016, ție și întregii echipe. Mulțumesc! Mulțumesc! L-am făcut cu mâinile noastre. Mariana Sava este cel care este și autorul acestui model. Și tot ce le-am făcut. Da, exact, pentru că Dumitru din clubul nostru a făcut acest brăduț și merit, deci, să fie transmis mai departe. Da, frumos. Vreau să, Cătălin, ziceam de cele mai multe daruri. Anul acesta, grădinița 211, unde merge și copilul meu, a strâns foarte multe daruri și s-au strâns produse alimentare, hăinuțe, jucării, rechizite de școală.
produse de igienă și le-am dus pe toate și le mai ducem încă în această campanie. Pentru că zic, noi astăzi ducem spre Basarabeasca un lot și mai urmează Sângerei, Nisporeni și Bălți. În fond și în definitiv, singura voastră recompensă de natură emoțională? Singur ne recomandăm. Da. Și bucuria? Bucuria lor. Acelui zâmbet a copilului. Pentru că închipuiți, ai 14 Moș Crăciun în casă. Fetița de la Botanica în scaun cu rotile, dacă mi-aduc aminte bine. Oamenii care cu probleme locomotorii din Strășeni, acum că am fost recent. Persoanele cu orbi, nevăzători, adică nevăzătorii, multe categorii, dar într același timp, dacă să-ți explic sincer, este și greu să te duci și să vezi realitatea în care trăim noi. Și să vezi cât de neajutorați sunt acești oameni de fapt. Și nu le ducem cine știe ce, pentru că le ducem un minim de o săptămână sau două din produse alimentare. Dar le ducem în spate? Exact. Moșii, și da. Hainele cele poate bine, hainele le vor purta mai mult. Dar însuși faptul că suntem prezenți și faptul că le aducem bucurie pe 5, 7, 10 minute, pe dânsă asta e bucură extraordinar de mult. Plâng, oamenii reacționează diferit. Chiar în satul în care am mers eu, în satul meu de Baștenă, oamenii nu m-au recunoscut. Deci, bine că, mă rog, costumă ca costumă, dar oamenii nu m-au recunoscut după cine și de-a cui sunt și așa mai departe. Conrătești, Ungheni. A fost frumos. Povești și lecții de viață pe care le-ați însușit. Exact. După și spuneam acum doamnei Alina că neapărat anul acesta va fi și un film. Sorry că, da, mi-am adus aminte retrospectiv ce am văzut. Deci voi face și un film documentar pe acest subiect, neapărat, pentru că emoțiile care le vezi trebuie să le poți transmite și asta se vede foarte ușor. E frumos, sincer. Și chiar mă bucur că au fost foarte mulți oameni receptivi în toți acești 5 ani. Foarte mulți. Darurile se colectează de la oameni? De la cei care vor să ofere daruri. Pentru că noi am pus darurile noastre și am făcut contribuțiile și noastre financiare, dar au fost foarte mulți care au venit, ne-au sunat, zice domnul, cu tare sau cu tare, veniți, vă rog, la Botanica, la Strășeni, în altă parte și luați daruri. Asta pentru ca să meargă. Ei au devenit, într-un fel, complicii la acțiunea noastră frumoasă. Ei au devenit Moș Crăciun pentru acea lună de zile în care am mers noi. Mă întreb dacă asta e marea noastră problemă, că uităm să fim moși din când în când. Da, eu întotdeauna spuneam, zic, că puteți merge cu noi, puteți, vă dăm și un costum dacă vreți. Dacă vreți, vă dăm și, Eugenul se oferea să dea și o bicicletă. Sunt povești emoționante pe care frumos, da, și chiar vreau să le mulțumesc foarte mult. Eu nu cred că pot să-i enumer pentru că sunt foarte mulți. A fost și notari, a fost și juriști, a fost și medici, a fost și oameni simpli care, doamna Vdovicencu, bine că pot să zic, în sectorul telecentru mă sună, zice, veniți vă rog că vreau să vă ajut și eu. La doamna de la Botanica încă n-am ajuns să iau darurile, ca să înțelegi că urmează încă să mă duc, să le iau și mâine până pe 25 să le transmit. Ce se mai află în itinerarul vostru? Ce puncte? Încă este Basarabeasca, okay. Încă este Nisporeni, Sângerei și Bălți. Călărașul Ungheniu este făcut deja, zic făcut, pentru că noi avem deja lista unde putem să mai ducem. Și știm la cine trebuie să mai duce. Vom duce la Nemoreni, da? Cum e satul? La Strășeni. Strășeni, satul lui Gheorghe Iordache. O să mai ducem și acolo foarte mult, pentru că deja avem punctele unde omul nostru de legătură, ciclomoșul nostru este acolo și știm unde să... La sigur vom trimite și prin rutieră, da? Pentru că ne-am cerut scuze anii trecuți că n-am putut să ajungem la tot. Și într-adevăr, credeți-ne sincer și nu vă supărați și... Că chiar nu reușim să ajungem la toți. Dar la cei care ne-am pus scopul să ajungem, eu întotdeauna zic, neapărat ne ducem. De pe viitor puteți să vă reprofilați, să fie și moșul rutier, o să fie Nu, Cătălin, rămâne ciclomoșul, rămâne de bicicleta. Am dus copiii cu tandemul, cu bicicleta cea de doi, știi că noi facem asta.
urmează să fie îndrăgostițe pe bicicletă, urmează să fie mărțișorul pe bicicletă, exact. 8 martie va fi și de asemenea această acțiune frumoasă și de Paști neapărat vom duce iarăși daruri la acești oameni. Și spun lucrul ăsta în zadar, în acord cu faptul că am înțeles că această campanie nu e pur și simplu una de donare, e și un mod de a promova. Sigur că da. În primul rând, mersul pe bicicletă, modul sănătos de viață în care eu am optat întotdeauna și toți cei care suntem în Republică și suntem mulți, foarte mulți bicicliști, asta fac indiferent de timpul de afară, pentru că pentru noi nu există închiderea campaniei, închiderea sezonului, hai să zicem așa, și deschiderea altui. Nu există. Care sunt marile noastre scuze pe care le invocăm când nu vrem să facem ceva? Timpul de afară, vârsta, ce mai avem? Poate că n-am timp. N-am timp. Corect. Dar noi ne străduim întotdeauna să găsim timp, pentru că și familiile noastre ne înțeleg pe faptul că, uite, trebuie să facem asta. Și dacă mergem la Căpriana sau la Curchi sau la Hâncești, la mănăstirea, deci la Iedineț, atunci chiar le place să... Și câteodată sunt sincer că sunt convins că familiile noastre ne înțeleg. Dar mai mult decât atât, le puteți implica la modul cel mai direct în campanie, dacă era vorba de bicicleta tandem. Da. Fata, și soția mea într-un an a mers cu mine și chiar am vrut să vină și Alexandru, feciorul meu, acum cu mine. Da, mă rog, merg încă o dată în satul meu de Baștenă peste o săptămână ca să mai duc daruri. Cu mare drag am să ajung și întotdeauna voi fi deschis pentru așa tip de evenimente. Știi, mulți ar putea să întrebe, ok, bun, voi oferiți, dar parcă din punct de vedere material nu aveți nimic de câștigat din chestia asta și mulți nu ar înțelege sensul în asta de campanie în care tu n-ai nimic de câștigat material. Poate ai foarte mult. Poate e timpul să tragi un semnal de alarmă. Și îți spun de ce, te încarci cu bateria emoțional pentru un an înainte. Și de altfel te simți mulțumit de faptul că ai putut o familie să-l ajuți măcar pe o săptămână sau două. Am dus lemne, Octavian anul ăsta ne-a oferit medicamente, membru clubului nostru. Da. Iura Cumur le-a dus la oameni mobilă și lemne, la propriu lemne, deci ca să se poată face focul în casă. Mobil am dus și anul trecut și anul acesta. Foarte mult, adică eu mi-am vopsit barba, bine că au fost secvențe în care, uite chiar și acum, pentru că barba mea într-adevăr era mare și albă, deci nu era o barbă artificială, optez pentru o barbă naturală. Și foarte mulți m-au văzut în oraș, ne-au aclamat, ne-au salutat, ne-au arătat că suntem bravo. Și asta foarte mult ne-a încurajat încă mai mult să mergem și să ducem și să ne mobilizăm mai mulți. Și vor veni din ce în ce mai mulți. Sunt medici, sunt pianiști în cadrul clubului, sunt diferite profesii, ca o comunitate întreagă. Au fost, nu vreau să le spun incidente, dar momente cheie, în timpul traseului, în timpul pedalării. Poate să fie o roată spartă sau poate să fie un moment în care poate nu ți-a cedat un șofer drumul, dar de fapt, când au văzut moșii, întotdeauna au fost foarte receptivi, s-au oprit, ne-au dat voie să mergem și după asta au continuat ei drumul. Poate că asta e rețeta în momentul în care vrem să avem prioritate. În orice, ne mascăm în moși, aici e moș. De fapt, în toate campaniile am implicat poliția de patrulare și vreau să le mulțumesc. Și în toate campaniile am implicat și mașina de salvare, deci 903, care am luat-o cu mine. Campaniile de independență, campaniile de turul Chișinăului. Și întotdeauna poliția rutieră și salvarea a fost prezentă cu mine. Uite, cu Moș Crăciun anul acesta n-am vrut să o iau, pentru că ziceam, nu vreau să deranjez traficul și mai mult. Pentru că e greu, s-a mers greu pe care Eu tare mă bucur că v-ați băgat în traficul de la bună dimineața de weekend. Am vrut să venim cu bicicleta în studio, dar promitem că data viitoare... Dar pe scări era cam greu să cobori. O cubora. Nicio problemă. Ok, vă mulțumesc. Cu mare drag. Mult și mult sport. Da, veniți și în continuare cu noi. Veniți cu noi în continuare și campania continuă, să știi. Vorbeam de coincidența moșului și a priorității. Eu vreau să...